Primarul ales al municipiului Baia Mare iese luni din închisoare, ce-i drept doar pentru câteva ore, timp în care își va depune jurământul de învestire în funcția de primar. Cătălin Chereche își va depune jurământul păzit de polițiști la primăria Baia Mare în cadrul unei ședințe a Consiliului Local. Cătălin Cherecheș își va depune în sfârșit jurământul. Edilul suspendat al municipiului Baia Mare a primit o învoire din partea conducerii penitenciarului Gherla. Acesta va fi dus sub escortă la Baia Mare pentru câteva ore și imediat după depunerea jurământului va fi readus la penitenciar. Festivitatea de investire va avea loc la primăria municipiului după ce penitenciarul Gherla a respins cererea primarului ales de a depune jurământul în Catedrala Episcopală din Baia Mare. În condițiile în care Chereche se află în arest, mandatul său este suspendat, iar atribuțiile sale vor fi preluate de unul dintre viceprimari. Acesta își va prelua atribuțiile dacă va fi pus în libertate, dar, pe de altă parte, dacă va fi condamnat, Cătălin Chereche își va pierde mandatul și se vor organiza noi alegeri pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare. Cătălin Chereche a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie pentru luare de mită în formă continuată. În ciuda acestui fapt, la alegerile din 5 iunie, el a fost reales în funcția de primar cu peste 70% din voturi.